Salut! Astăzi ne vom juca puțin cu un motor de curent continuu de 24 de volți, 250 de wați, 2750 de rotații. Eu l-am luat să îl pot folosi ca motor, dar poate fi folosit și ca generator de curent continuu. L-am probat și așa și așa. Eu aici am o baterie de 12 volți. Voi testa cu 12 volți motorul. Acum îl voi învârti cobor mașina, să vedem ce voltaj scoate. Avem aparatul de măsură. Stați să... Okay. Învârtit cu mâna. Îmbor mașina. Ok. Acum să vedem și ce amperaj poate scoate. Tot învârtit cu bor mașina. Voi învârti ușor cu bormașina, deoarece e posibil să treacă de 10 amperi și aparatul de măsură nu duce mai mult de 10 amperi. Sper să nu fac atingere. Amperi 5 amperi 6 7 8 9. Și dacă dau mai tare sare de 10 lejer 10 amperi. Ok. Acum îl voi conecta la un inverter. Eu am un inverter mic aici de 12V care se scoate 220. Ăsta este de 300 de W, ceva de genul. Bine, scoate 100 și un pic de W. Da? Îl vom conecta la el. Notăm din nou pe voltaj.
să vedem dacă îl duce pe acesta, nu? Bun, puveți porni inverterul. Ok. Și vom conecta aparatul de măsură. Stai să așez eu puțin. Așa. 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 Un bagaj bec, un priză, un bec. Da. Vom conecta și aparatul de măsură la... Ok. Acesta. Ok. Și haideți să pornim testul, să vedem ce zice. Să prinde becul de 220. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Mulțumesc frumos!